Salut tuturor, eu sunt Liviu și bine v-am găsit la un nou episod la noi pe canal. De data asta, după cum puteți voi vedea, Fall Guys, frate, Fall Guys. Știu că ați uitat cu toții de jocul ăsta, până și eu am uitat, dar mi-am adus aminte în seara asta, băi frate, era un joc în urmă cu câteva luni atât de popular, în vară mai exact. În vară era spamat pe YouTube. Toți youtuberii, toată lumea posta Fall Guys pe bandă rulantă, live-uri, episoade. Și se pare că toată lumea a uitat, frate, de jocul ăsta. Jocul ăsta pur și simplu, din păcate, a murit. N-am fost un mare fan, dar îmi plăcea. Știu că am postat și eu câteva episoade chiar la început, când am început să postez pe YouTube. Bă, era ok jocul. Acum, după atâta timp de când n-am mai văzut absolut nimic legat de jocul ăsta pe YouTube, am zis, bă, frate, hai să revenim, mai băgăm și noi un episod, să mai vedem ce se mai întâmplă, cum ai jocul ăsta. Să, așa, de nostalgie, să ne aducem și noi aminte, frate, cum era jocul ăsta, că la un moment dat a fost șmecher. Hai să mergem la outfits, să vedem, că văd că am aici ceva de marinar, nici nu știu cu ce sunt îmbrăcat. Ia, ce aveam eu pe aici? Știu că n-aveam foarte multe. Asta arată interesant. Mamă, ia vezi, dă Moș Crăciun. Unicorn, asta parcă mi-aduc aminte, de astea mi-aduc aminte, dar de asta cu Moș Crăciun și asta cu maimuț, eu nu mi-aduc aminte, frate. Ok, astăzi o să fim Moș Crăciun. Moș Crăciun pe Fall Guys, ok. Știu că majoritatea ați uitat de jocul ăsta, dar am zis hai să mai băgăm și noi așa câteva meciuri, să ne aducem aminte cum a fost treaba asta, că a fost un joc foarte popular la un moment dat, cumva a murit, dar na, mai băgăm și noi un meci. Ok, nu o să vă vine să credeți, m-am uitat acum, deci am verificat acum câți oameni sunt în momentul ăsta, în jocul ăsta de pe Steam. Ghiciți ce? Deci în vară era undeva la 100.000, la un moment dat știu că explodase, 200.000, în fine, doar pe Steam. Gândiți-vă pe console, că și acolo foarte mulți. Știți câți sunt acum? Băi frate, nu că nu sunt 100.000, nu că nu sunt 50.000, nu că nu 10.000, 7.000 mă. Băi, 7.000, deci da, din păcate jocul ăsta s-o cam dus, dar hai să vedem dacă mai rămas la fel de amuzant precum era odată. Ok, și se pare că începe meciul în 3, 2, 1 și ia vezi, sunt primul rând. Ce vreau să vă zic, nu vă așteptați să mai știu să fac mare lucru. Nu că am știut vreodată, nu că am fost vreodată prea bun la jocul ăsta, dar nu vă așteptați să fac cine știe ce, pentru că e primul meci după atâta timp. Dar vezi că sunt printre primii, sunt al patrulea. Bă, vezi că merge treaba, merge Liviu Moșu. Hai bă, că nu sunt chiar atât de bătrân, lăsați-o mai moale. Toată lumea acum acolo în spatele ecranelor, haha, Liviu Moșu. Nu, eu sunt tânăr, ok, tinar sunt eu. Bun, mor că am întrecut băieți, ia să-l prindem pe ăsta. Nu mai știu, gen, pe care era dive-ul? Pe ce buton era dive-ul? Ia uite, pe control sau pe ce am apăsat, nici eu nu știu. Oh, mamă, vezi că s-a modificat harta asta. Acum au băgat niște chestii de-astea de te aruncă. Nu, nu că nu pica jos, doamne, am crezut că pic. Nu! Fugi, Livule! Fugi, bă, Livule! Așa, du-te, du-te, frate, du-te. Ia să iau viteză și eu, și eu vreau viteză. Bă, păi mi-am luat seacă, bă, eu nu mi-am luat viteză. Nu-mi zic că nu mă calific. Am uitat că aici în față trebuie să mă calific. Eu stăteam liniștit și mă distram acolo. Mă calific? Auleu, frate. Băi, du-te repede, Livule. Du-te, bă, repede. Vezi că m-a... Bă... Ia uite, bă, stai profesionist, Liviu ăsta. Pe locul 39, așa-i? Profesionist. Hai că merge treaba, mă. Hai că merge treaba. Îs curios până unde pot ajunge. Ia, ia cum pică cartofii. Cartofilor! Picați-vă de aici. Picați-vă de aici, voi nu sunteți. Ia uite-l pe Liviu Moșu acolo cum stă, se relaxează. Bun, hai să vedem ce ne dă în următoarea hartă. Ok, se pare că harta cu numărul 2 o să fie asta. Asta e o hartă mai nouă. Știu că harta asta s-a băgat undeva chiar în momentul în care m-am lăsat eu de Fall Guys, de n-am mai jucat. Cum am zis, n-am jucat mult, dar am jucat ceva. Bă, nu te cremă. Am jucat ceva. Și harta asta știu că se băgase chiar atunci, chiar la final. Ia, pot să trec și eu pe aici fără să se mai întâmple o eroare? Ia. Apuc? Apuc, bun. De data asta măcar. Ia. Ia vezi. Ah, de... Fii atent că harta asta de fapt n-am jucat niciodată pe ea. De fapt nu, pe harta asta nu am jucat de fel. Asta e mai nouă. Ok. Nu! Du-te acolo, doamne, la limită. La limită. Du-te, bă, tu cu ceașca ta. Ce fa, bă? Ce fa, bă? Ia vezi pe ăsta. Stai aici, bra. Unde crezi, mă, că mergi? Eu merg. Nu mergi tu, eu merg. Așa. Mă mai calific? Nu știu. Rămâne de văzut, stai să așteptăm bușteanul. Dă-i, Livule, tare! Livule, dă-i tare! Dă-i tare! Nu! M-o ținut ăla de spate! Unde trebuie să mă duc? Uite pe aici. Vă, m-o ținut ăla și m-am dus în groapă. Stai, facem și noi schemă la unul? Ia vezi. Am vrut să fac schemă la ăla și m-am dus eu în groapă. Ok, s-ar putea să nu mă calific din cauza mea.
Dar măcar hai să trimitem pe cineva în groapă. Ia, l-am băgat pe la în groapă, ați văzut? Ia, stai și pe ăsta. Omu, ia vezi, l-am băgat în groapă. Hai, haide. Nu contează, nu contează, că oricum pe locul nu ajungeam, măcar i-am băgat pe oamenii în groapă. Ok, un nou match, o nouă șansă pentru moșul Liviu. Haide, ratonule, haide, ratonule, să-ți arăt eu cum merge jocul. Nu! Bă, cred că și ratonul s-a dus, așa e? Da, uite-l pe raton. Și ratonul s-a dus, am vrut să-i arăt lui ratonul ăsta cum funcționează jocul ăsta. Aparent am picat pe harta asta, care, bă, nu era atât de rea, dacă bine mi-aduc eu aminte. Fugi, moșule Liviu! Dă-i tare pe aici, așa, dă-i tare pe aici, așa, ia, hop! Ce fac, mă, tu? Eu sunt fața ta, eu trebuie să fiu în față. Ia, ce faci ăsta? Unde mergi, mă, tu, cu ananasul? Am vrut să-l bag acolo jos să pice. Stai că tot îl prind pe ăla cu ananasul, fiți atenți la faza asta. El acum crede, ha-ha, moșul ăsta m-a ratat, nu m-a prins. Ananasule, stai liniștit, că nu știi cu cine ai de-a face. Nu! Ananasule, ai crezut că te pierd? Nesimțitule, hai aici, treci. Băi, vezi că nu-l prind pe ananas. Nu, nu, moșule, ia uite pe ananas. S-a dus ananas, nu, moșule. Op. Misiune reușită, ananasul s-a dus, prieteni. O pica chiar în spatele meu, l-ați văzut mai înainte. Nu știu ce credea ananasul ăsta că face mai exact. El credea că... Ia uite-l pe ăsta cu găina. Stai, nu, ăsta cu găina. Ăsta cu găina e o problemă. Op, ia uite-l. Nu, frate, ce eu vreau? Ăla cu găina e pe partea aia. Ce trebuie lui ăsta? Băi, omule, tu nu ești? Ia, hai cu mine. Hai să-ți arăt un lucru. Treci, 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 haide. Haide să-ți arăt un lucru. Nu pot să-l duc acolo. Stai, op. Ce crezi, bă, că fa... E, ia uite-l, bă, ce fuge el. Ia uite-l, bă, ce fuge el. Stai un pic, mă. Stai un pic, mă, să vorbesc cu tine. Op, op. Ce fa, bă, cu... Nu, prinde-l. Prinde-l, op. Unde crezi, bă, că te duci? Unde credeți, mă, că mergeți? Stai, op. Nu, 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 prietenul meu. Oricum n-aveam ce să-i fac acolo la cu ananasul. Poate mă consolez crezând că a fost alt ananas, nu a fost prietenul cu ananasul ăla vechi, ok? O nouă rundă, un nou inamic. Asta ar fi runda cu numărul 2 din meciul ăsta. Preferam una mai competitivă ca să pot să-i induc în eroare pe băieții ăștia. Aparent am prins una mai ușoară și mai plictisitoare. Dar oricum niciodată n-am putut să fiu atent la chestiile astea. Știu că pe ăsta pe care stau e portocală, da? Și acolo am văzut un strugure. Uite, lângă mine strugure, eu stau pe portocală. Hai să vedem. Portocală, perfect. Acum văd că mai nou pică și fructe din cer. Mai de mult nu picau fructe, dar aici, chiar dacă mi-aș găsi un inamic, nu știu dacă pot să-l... Chiar ratonule, hai să-ți arăt ceva acolo pe capă, dar nu pot. Deci aici nu pot să-i sabotez, e prea greu. Aici avem o chestie care niciodată n-am știut ce-i fructul ăsta. Mango îmi spunea parcă cineva odată în comentarii. Ia uite-l! Băi, l-ați văzut? Voi l-ați văzut pe individul ăla ce-o vrut să-mi facă? Ăla cu coroană, stai tu, băiatule. Stai că-mi pică strugurele în cap. Unde e ăla cu coroană? Voi l-ați văzut ce vrea să... Ia uite-l. Treci, treci. Treci, bă, ce ai vrut tu să-mi faci mie, mă? Uite-l pe sălbaticul. Nu, deci ăsta nu vreau să scape, frate. Avem cireșe în față, struguri lângă. Struguri lângă, cireșe în față. Struguri lângă, cireșe în față. Du-te, bă. Avea aici struguri. Ia uite-l pe ăsta. Tu vii pe pătrățelul meu, mă? Ăsta vine pe pătrățelul meu. Nu știu unde se crede. Nu știu unde se crede. Nu, niciun fel de problemă, m-am calificat. Îl țin minte. Runda următoare vă zic, ăla nu scapă. Ăla cu coroană, frate. Ăla cu coroană, ia unde e? Ăsta de aici, îl vedeți? Te-ai dus. Nu, ăsta s-a dus, runda care vine s-a dus. A mai rămas 31, ok. Hai că ne încălzim, se îngingi treaba, se pare. Hai să vedem ce hartă ne dă. Ok, se pare că mi-a dat o hartă complet nouă care pare un pic complexă. Deci trebuie să ajung acolo sus. N-am mai jucat niciodată pe ea și nici n-am văzut-o niciodată. E o hartă complet nouă pentru mine. Nu știu dacă mă pot bate acum acolo, că aș vrea să... Oh! Vezi că nu e rea harta, e interesantă deocamdată. Ia vezi. Vezi că e interesantă. Nu! Nu! Bila aia de golf sau cum se numește. Sari? Ia, frate, vezi că nu e rea harta, e interesantă și ne calificăm doar nou. Nu! Bă, de unde o venit, mă? De la început? De la început, mă? M-am dus, nu mă mai calific.
Ia uite-l. A, nu te cred. Băi, frate, mă, dar de unde a venit chestia aia? Deci m-a lovit de nicăieri mai înainte treaba aia. Stai că poate e o hartă grea și nici ăștia nu o să ajungă chiar atât de rapid. Credeți că mai am vreo șansă? Nu știu ce să zic. Ia, deci m-a lovit aici ceva. Băi. A, nu pot să calc pe alea, mă. Deci nu pot să calc pe chestiile astea că mă duc. Eu fix pe ea am călcat, cred că. Ok, mai am vreo șansă. Trebuie să o calificat. Ia uite-l și pe ăsta aici în spate cu mine. Mamă, ce interesantă e harta, numai că nu știu câte șanse mai am. Uite că băieții s-au blocat aici mulți. Vezi că îi întrec. Vezi că îi întrec pe toți. On. Măcar m-au respawnat de aici. Bine că acum am dat respawn point aici, dar tura trecută m-au respawnat, frate, de chiar la coadă, chiar la început. 15 din 19, nu cred că mai apuc. Ia, vreau să mă duc pe aici, mă, eu mă risc. Nu trebuia să mă risc. Nu trebuia să mă risc, ar fi fost o alegere. De ce am picat în spate? M-a lovit bila sau ce? Habar n-am. Urcă bă, livile. Urcă bă, un meș mai prost, ce să facem? Un meș mai prost. Deci, prieteni, cred că cam aici o să se finalizeze și episodul nostru. Am ajuns în primul meci undeva pe locul în runda a doua, în ultimul, adică în al doilea meci pe în runda a treia. Acum n-am mai stat să mai joc încă un meci pentru că aparent la cât de puțini oameni sunt acum în joc și stai ceva să-ți găsească meci gen nu instant cum era mai de mult. Da, oricum măcar am revizitat și noi jocul, am văzut cum era, ne-am distrat puțin. Sper că v-a plăcut episodul, prieteni. Nu știu, jocul ăsta, bă, nu e rău, dar nici nu mai merge chiar așa ca mai de mult. S-o cam dus toată șmecheria. Au avut un hype mare când s-o lansat, câteva luni, dar după aia, na. A fost un joc mișto, lumea o cam uitat de el, dar măcar noi l-am revizitat, ne-am distrat puțin. Sper că v-a plăcut episodul și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!